Locul 3 în penibilistă este ocupat de frizerul lui Remus Cernea, pentru că din cauza lui și numai din cauza lui, nimeni nu-l mai poate lua în serios pe tânărul deputat. E numai vina frizerului că Remus arată ca un tarzan scăpat în garderoba lui Cornel Palade. Claia lui creață de păr îl discreditează și ca politician și ca adult, ca om. Motiv pentru care e huiduit chiar și atunci când e de partea oamenilor cu care se întâlnește. Am fost interpelat de cetățeni, m-au întrebat de ce sunt acolo, ne-am spus, am venit să vă ascult punctul de vedere. Unii au început să huituie, au devenit din ce în ce mai agresivi, s-a făcut un cerc de jandarmi și de polițiști în jurul meu care m-au protejat. Și nu numai frizerul e de vină, ci și stilistul, ăla care lasă să poarte ochelarii aia de Matrix filmat în vas lui. S-a făcut un cerc de jandarmi și de polițiști în jurul meu care m-au protejat. Adevărata asemănare este cu acest tip pe care... îl copiază, ce să mai vorbim? Tu vrei să fii politician? Cum vrei să te placă oamenii când tu arăți ca și Ciubaca înainte de pubertate? Pentru alegător contează foarte mult aspectul și orice frizer care nu știe asta e penibil. Apropo, Tibi cu Bogdan ar dori să mulțumească doamnei Lenuța. Și doamnei Ancuța. Nu știu exact de ce, dar Remus Cernea îmi dă impresia unui om care se tunde singur. S-ar putea să ai dreptate, s-ar putea să nu ai dreptate. Pe locul 2 în penibilistă i-am pus săptămâna aceasta pe oamenii legii. Dar nu pe toți, deși nu pe toți, ci doar pe aceia care l-au săltat pe mult prea înalt fericitul părinte Octavian Bălan, preotul penitenciarului Bacău. Penibil, domnilor. Penibil să vă atingeți de omul lui Dumnezeu pe pământ. Păi bine, băi, Boabe, dar acuzele care îi se aduc sunt foarte serioase. Octavian Bălan este acuzat de luare de mită și introducere în penitenciar a unor obiecte interzise, mai exact telefoane mobile, care ulterior ajungeau la deținuți. Tibi, există explicație. Serios, telefoanele sunt ascultate. Deci oricum sunt ascultate. Așadar, în cazul în care deținuții ar fi omis unele păcate în timpul spovedaniei, le-ar fi pomenit oricum la telefon. Și vinul? In vino veritas. Da? Nu? Nu? Preotul doar se asigura că supușii lui spun adevărul. Și am găsit un popă beat. Cât de greu mi-a fost. Nu mi-a fost greu deloc să găsesc un filmuleț cu un popă beat. Practic puteam să ies pe geam, să arunc o cameră și să filmez un popă beat. Care îngrângeți? Deci de habar n-aveam. Deci un habar n-aveam de ce diagnosticez. Locul întâi în penibilista acestei săptămâni îi revine lui Victor Cristea, deputat PSD de Vaslui. Ce surpriză! Pentru că s-a rușinat ca o fată mare în fața auzind dialogul din filmul Poziția copilului. Am vrut să ies din sală când a început filmul cu cuvinte atât de urâte. Noi ne chinuim să dăm o educație copiilor la școală și în filmul ăla numai niște obscenități și trivialități, înjurături. Copilul către mamă îi spunea tot felul de lucruri urâte. Da, corect, domnul deputat. Ce învață copiii de la filmele astea? Să le răspund în față părinților. Și atunci, ca părinte, nu-i mai bine să-i dai două babaștoace pischinare? Așa, educativi. Aveți dreptate, domnule deputat. Aveți dreptate. Ba da, Tibi are dreptate. Chiar nu se mai pot face misiuni sau filme de valoare fără Chiar, nu știu, nu mai puteți artă cinematografică fără ca domnul deputat să simtă că ia o prin intermediul ecranului la fiecare film românesc? S-ar putea și sună ca o idee grozavă. Cred că mă duc să-i spun și la Tarantino despre asta. Shit, negro! That's all you had to say! Auzi, măi, Victora, așa ai mai bine recunoaște tu că nu înțelegi, mă. Că nu înțelegi filmele astea pentru că așa ți-i ție căpuțul. Mai așa, mai mult cu și tot felul de mâzgă. Și de-aia, tocmai te-ai trezit tu ca la grădiniță să ne spui nouă cam ce-i bine și ce nu-i bine în țara asta, ce e educativ și ce nu. Tu și cu toți ai tăi care nu m-au menta și banii și dați și la tot felul de în timpul liber, dar nu vă place ce apare la televizor, nici măcar la televizor, la cinema. Eu știi ce zic? Eu zic să mereți, bă, la scara voastră. Pe de altă parte, sexualitatea și nu neapărat vulgaritatea face parte din viața noastră, iar genialitatea cinematografică este incompletă fără puțină genitalitate cinematografică. Mă obsedează! Ce? De ce sulai de genul feminin și bâzdâcul din fruntea sexului feminin
este de genul masculin, domnule. Adică cum? Păi o sulă, două sule, un clitoris, doi clitoris. Dar dacă ne gândim mai bine, investigăm mai departe, ajungem și la un substantiv de genul neutru, domnule. Care? Vaginul. Un vagin, două vaginuri. Și cu toate astea, mecanismul funcționează. Chiar în hală, orice. Ce mecanism? Mecanismul... Mă întreb cum s-ar putea totuși înjura în filme fără ca asta să ofenseze sensibilitățile domnului Cristea. Să-ți iau fața în palme cu grijă și să-ți o sărut. La naiba! Du-te-n pisici! Băga mi-aș zacusca la bunicii tăi în beci că-i mai răcoare. Dar ce coama calului înaripat vreți, măi? Vedeați-aș mama fericită și zâmbitoare. Nu aș pe maică ta la cumpărături să-și aleagă ce vrea ea. Și să știi că măta e o femeie de treabă care s-a sacrificat pentru tine. Să scoată tactul o vorbă bună pentru noi. Suge-mi-ai canalul cu vidanja ca să fie mai curat. Să-ți coacă ție tot checul și să capete miros bun de ciocolată. Cinstit ești tu și cu tot neamul tău, băi, muncitorule. Luau aș pe soră ta de la bibliotecă să o duc la cursuri. Da, dă-te în spuma mării înspumate și luau ai nisip pe picioare, pe tălpi. Mai du-te tu să-mi glazurezi prăjitura cu sos de coacăze. Distinse domn deputat de PSD Cristea. Ai cum puteți avea la vârsta dumneavoastră așa un comportament de mironosiță? Are un bărbat adevărat nu se crispează la orice de jurătură, domnul meu. De fapt, dacă rămâneți alături de noi să vă culturalizați puțin, o să vedeți mai târziu cum e și cum se comportă un bărbat adevărat. Sunt capitanul Burci, am o de un metru și o să vă cam pe toți. Acestea fiind spuse, nu ne rămâne decât să-i urăm un singur lucru domnului derutat Victor Cristea. Hey, motherfucker, you're a little freak. You're a useless bitch, so suck my dick. Artiștii în general și din păcate sunt ca hainele, adică sunt la modă, după care nu mai sunt la modă. Cu singura diferență că hainele mai pot reveni la modă. Dar și artiștii pot reveni la modă dacă au îndrumarea corespunzătoare. Intrați super dandy, relaxați, vă doare în p***, viața e frumoasă, mergeți în cer. O să vă arăt eu după. Pălărie, puneți mâna, țigări, cum ar veni, ne plimbăm. Da? Este mișto. Dar nu, dacă îi facem rost de țigări și ne fumează, bai, și te oprești, poți stai 4-5 secunde. Vedeți vreo bună? Da, dacă vă place vreuna acolo, bag, vă uitați la ei, faceți cu ochiul, vrăjeală de aia maximă, știi? Din fericire, muzica bună e tot timpul la modă.